Continuăm cu antrenorul gazdelor, domnul Alexandru Felici. Domnul profesor, câteva cuvinte despre meci. Da, un punct muncit, din greu. Un meci care nu a semănat cu cel de etapa trecută, deci cel cu voluntariu. Un punct pe care l-am obținut cu multă muncă. În a doua repriză, Faro a pus presiune foarte mare. Ne-a împins în poartă, ne-am apărat jos. Au fost momente când nu reușeam să ieșim din treimea noastră. Trebuie să fim realiști și să dăm cezarului ce e al cezarului. O echipă cu jucători cu multă calitate. Dar cu atât mai mult îmi felicit jucătorii pentru determinare, pentru faptul că au jucat până la limita sacrificiului și au reușit să obțină acest punct. Un punct pe care și în turul de campionat l-am avut până la ultima fază din joc. De asta m-am temut până la fluierul final, pentru că am mai pățit odată cu Farul și nu vreau să se repete istoria. O primă repriză, în schimb, bună. O primă repriză bună a noastră, în care am pus probleme, am avut situații bune din care puteam să scoatem mai mult, am reușit să înscriem și am luat gol pe o greșeală, pe o respingere greșită în zona centrală. Acolo trebuia să jucăm mai simplu, să jucăm la margine și să încercăm să ieșim constructiv pe pressing-ul lor. Și asta ne-a costat. Îmi felicit jucătorii, îi dedicăm punctul lui Duchi, în primul rând pentru că e ziua lui astăzi, lui Ducan. A contribuit și el cu acea intervenție din final în obținerea acestui punct. Ne bucurăm, suntem în grafic, mergem înainte. Urmează un alt meci foarte dificil și sperăm să obținem punct sau puncte. Care ar fi cauza jocului un pic mai defensiv în partea secundă? A fost ceva tactic sau pur și simplu falul prin jocul lor v-am. Deci, au fost, dacă vreți să vorbim acum pe fotbal, pur pe fotbal, Farul încerca să joace mult în spatele nostru, cu mingi lungi de pe fundașii centrali. În momentul în care fundașii noștri centrali au făcut pasul înapoi, dacă încercam să facem pressing avansat cu atacanții, se mărea foarte mult spațiul dintre linii și atunci pe mingea a doua, cei doi mijlocași centrali al noștri nu mai reușeau să recupereze. Atunci am preferat să retragem toată echipa, să facem densitate, să nu lăsăm spații între linii și să ne luptăm pentru mingea a doua pe recuperare și apoi să încercăm să ieșim pe atac rapid și contraatac. Doar că asta ne-a costat pentru că Bogdan a fost de multe ori izolat și nu am reușit să-i oferim sprijin. Asta și datorită faptului că ne-au lipsit și doi dintre cei mai mobili mijlocași centrali, e vorba de Dumitriu și Tomiță. Toma, unul a fost suspendat, celălalt trecit. Buziuc a fost ceva tactic sau prezent? Da, Buziuc a jucat toate meciurile, a jucat cu o etapă înainte, a jucat titular. Și a fost decizia mea să îl menajez în jocul acesta pentru că era și la limită de cartonaj. 27 de puncte, practic am mișcat acolo pentru play-out. E un punct practic care va conta până de un jurez, ce avem locat, 14 puncte până acum. Da. E ok? E bine? Suntem în grafic. E ceea ce ne-am dorit. Adică e un punct mai mult decât am făcut în tur și mai sunt etape de jucat. Mai sunt 5 etape, nu? 5 etape. Mai sunt 15 puncte puse în joc. Ne dorim să facem cât de multe putem. În fiecare joc. Chiar dacă ar fi să dea Dumnezeu să luăm câte unul în fiecare meci. Nu ne-ar deranja absolut deloc. Dar însemna să terminăm cu 32 de puncte, ceea ce ne-am propus. Ar fi mai mult decât ne-am propus, că v-am spus, undeva în jurul la 30. Polonezul? Mai ai de lucrat cum să fie Tomcic, să fie nivel ok? Da, era soluția pentru vârf împins în cazul în care n-ar mai fi putut Bogdan. Din păcate, benzile noastre și aripile, atacanții laterale au alergat foarte, foarte mult. Raici a făcut un efort fantastic, îl felicit pentru joc, pentru prima dată a fost titular și a făcut un joc bun. A contribuit la acest punct obținut și atunci am fost nevoiți să facem schimbare și la Burni, care a cerut schimbare, pentru că altfel probabil ar fi intrat și el în joc. Jamaicanul, cum a stat lucrurile cu el? Încă nu știu dacă i-au sosit sau nu actele, așteptam actele. De aici e vorba doar de chestia asta. Am înțeles. Acum o trecere specială și pentru că nu s-a întâlnit până la început lui de duminică. Din nou, un derby local, emoții, trei intense, cum și are și tu, situație un pic mai delicată, situație tensă la propria echipă. Nu a bătut în ceas. Știm ce înseamnă acest lucru. Eu sunt timișorean și în acea zonă sunt derbiuri locale de mare luptă.
și știu ce înseamnă un derby și ce înseamnă pentru suporterii noștri și pentru suporterii lui FC Argeș un joc de asemenea, de asemenea factură. Chiar dacă pentru probabil cei de la, poate pentru ceilalți participanți la competiție nu reprezintă un derby extraordinar, pentru noi reprezintă și respectăm dorința suporterilor noștri, dorința de a câștiga punct sau puncte și sperăm să facem, o să facem cu siguranță tot posibilul să, să încercăm să scoatem punct sau puncte. Ne dorim acest lucru și sperăm să-i facem fericiți. În tur s-a terminat nedecis pe terenul nostru, mergem duminică la Pitești să încercăm să scoatem punct sau puncte. Ce trebuie să faceți sau ce trebuie să schimbați pentru ca meciul următor echipa să facă două reprize bune și nu doar una, cum spuneați că v-a făcut astăzi? Să fim concentrați, să nu facem greșeli, pentru că probabil că dacă am fi intrat cu 1-0 la, la pauză, am fi putut să... Ei ar fi fost obligați mai mult să se arunce, nu că nu s-au aruncat, pentru că pe final s-au aruncat absolut asupra, asupra noastră. Și să fructificăm ocaziile avute, pentru că în orice meci de acum înainte, adică începând cu meciul cu Voluntariu, dacă, dacă îmi permiteți, noi am plecat cu șansa a doua. Niciodată n-am fost văzuți ca, ca favoriți la, la câștigarea jocului. Și atunci, automat, sunt echipe care vin și au prima șansă. Și atunci plecăm din poziția de outsider și sperăm să profităm de acest lucru. Ne convine această, această postură. Multe schimbări în primul 11 astăzi, același lucru să ne așteptăm și la următorul. Da, se poate, așa cum am spus și dincolo, la flash-uri, au fost și datorită unor probleme medicale și datorită unor jucători care se aflau la limita cartonașelor și datorită faptului că unii dintre ei chiar au jucat aproape toate meciurile și toate minutele. Și atunci am încercat să balansăm acest lucru. Cu siguranță vor fi schimbări și pentru jocul de duminică. Cât de mult contează că abordați meciul ăsta cu FC Argeș după 6 partide, nu? Până ajunge la rând. Cât de important e ca mă rog, pentru că așa ca comparație, meciul tur venea după vreo 3 sau 4 înfrângeri la rând. Acum e da. 6 partide consecutive fără înfrângere. E un aspect care trebuie să ne dea încredere. Că putem să jucăm de la egal la egal cu orice echipă, că putem să obținem puncte din orice meci și că până la urmă putem să îndeplinim obiectivul. Asta e cel mai important lucru. Să avem încredere, în felicit jucătorii pentru tot. E rodul muncii lor și trebuie să se bucure din plin pentru această perioadă bună. Chiar dacă jocul lasă de dorit în unele momente și ne lăsăm dominați, pentru că trebuie să vedem exact care sunt plusurile și minusurile noastre. Trebuie să știm și să fim pragmatici. Să obținem punct sau puncte cât de multe putem. La începutul meciului, un mic moment festiv de apreciere al lui Gheorghe Hagi. Da. Ce cuvinte aveți? Nu pot decât să mă alătur și cred că sunt în asentimentul tuturor celor din Mioveni și mulțumesc pentru întrebarea asta. Chiar e, mă gândeam să vorbesc și am uitat dacă nu m-ați fi întrebat. Ne alăturăm celor care îi urează din tot sufletul la mulți ani și mulțumiri pentru tot ce a făcut pentru România, atât ca sportiv și pentru fotbalul românesc ca și sportiv și ca antrenor. La mulți ani din partea noastră, mult succes în tot ceea ce va face. E un idol pentru noi, pentru copiii noștri, pentru toți oamenii pe care i-a scos în stradă prin maestria dânsului, domniei sale. Pentru mine personal, o onoare de ori de câte ori mă întâlnesc cu domnia sa. Mulțumim și foarte mulțumesc.